Unul dintre consilierii premierului ungar Viktor Orban, Szilágyi Katalin, declara recent în cadrul unei vizite în România că toate organizațiile maghiare trebuie să susțină candidații UDMR, astfel încât Uniunea să obțină o reprezentare cât mai puternică în Parlamentul României. Care este părerea dumneavoastră? Este o abordare rațională. Au fost și ani electorali când unii sau alții din Ungaria au susținut o divizare a comunității maghiare. Este anul în care niciun oficial din partea statului ungar, dar nici un politician din opoziție, deci nimeni, nici cei care se află la guvernare, nici cei care se află în opoziție, nu susțin o divizare a comunității maghiare la alegerile parlamentare și un mesaj bun, un mesaj pozitiv.